Noua maternitate din Fălticeni a fost inaugurată în urmă cu 3 săptămâni în prezența ministrului Sănătății Florian Bodog, asta deși nu era autorizată de Direcția de Sănătate Publică. Inspectorii sanitari au prelevat probe de pe suprafețele unității și au descoperit că angajații spitalului nu au făcut dezinfecția ca la carte, așa că au repetat probele. În acest timp, secția a fost dezinfectată de 5 ori. Vă pot spune că ultimele rezultate au fost corespunzătoare toate, deci în cursul zilei de azi maternitatea va primi avizul de deschidere. Din punctul nostru de vedere, fiind acum întrunite toate condițiile de asigurare a unei asistențe medicale în deplină securitate, atât pentru mame cât și pentru nou-născuți. Sigur că această unitate sanitară va rămâne în continuare sub stricta noastră monitorizare pentru a evita apariția unor situații epidemiologice deosebite. Noua maternitate din Fălticeni funcționează într-o clădire care a găzduit o școală. Lucrările de amenajare au costat 2 milioane de lei. După terminarea investiției, angajații spitalului și primăriei Fălticeni au transportat incubatoarele bebelușilor la noua unitate cu tractorul de la Salubritate. Urcați-l sus! Maternitatea va fi mutată pentru a doua oară după finalizarea noului spital de la Fălticeni.